Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Întrânsa, ea își vede trecutul, prezentul, viitorul. Mărturii istorice putem afla din izvoare scrise. Din ce categorie de izvoare scrise face parte elementul reprezentat în imagine? Desigur, face parte din categoria monedelor. Dovezi istorice ne sunt furnizate și de izvoarele nescrise. Din ce categorie de izvoare nescrise face parte elementul reprezentat în imagine? Ai dreptate, tunul este o armă. Găsește în localitatea ta cel puțin două izvoare istorice scrise și două izvoare istorice nescrise.